Am vorbit în prima parte a predicii despre versetul din Coran în care Allah subhanahu wa ta'ala spune: drept credincioșii sunt numai acei oameni care atunci când este pomenit numele lui Allah, inimile lor se cutremură. Când sunt citite versetele lui Allah, crește credința în inimile lor. Allah să ne facă dintre aceștia, inshaAllah. Când ne uităm în istoria Islamului, în timpul profetului sallallahu alaihi wasallam, vedem Coranul, ce amprentă a lăsat. Politeiștii, cei mai mari dușmani ai Islamului, cei mai mari dușmani ai Coranului, cei mai mari dușmani ai profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ce făceau? Se duceau și plăteau cu bani cel mai bun poet, îl aduceau la profet. Vino și discută cu el. Vino și vorbește, că ne-a uimit cu Coranul. Vino cu cuvinte mai puternice decât Coranul. Și veneau la profet și spuneau cele mai frumoase poezii. Profetul i-a ascultat, răbda și spunea: ai terminat? Da. Ascultă și Coranul. Și când citea Coranul, se schimbau la față și se întorceau la neamul lor. Și ce ziceau? A plecat cu o față, vin cu alta. Cred că și ăsta e musulman. Ziua umblau din casă în casă și căutau musulmani ca să-i chinuie. Pe Bilal Habeshi, pe Ammar, pe Sumeie și așa mai departe. Căutau musulmani care au acceptat Islamul, să-i chinuie. Și seara ce făceau? Veneau și ascultau în jurul casei profetului sallallahu alaihi wasallam cum citea profetul Coranul. Abu Jahl, Abu Sufyan, Abu Lahab. Cei mai mari dușmani ai Islamului. Și se întâlneau trei nopți la rând. Se întâlneau după aceea: ce-i cu tine aici? Ce-i cu tine aici? Hai acasă! Fugi! Ce cauți aici? Se întorceau acasă, a doua seară iar se întâlneau. De ce? Pentru că ei cunoșteau foarte bine limba arabă. Și Coranul pentru ei, chiar dacă în interior ei știau că este trimisul lui Allah, știau că este Coranul, cartea lui Allah. Și de aceea le plăcea să asculte Coranul. Ce spuneau cei mai mari din Quraysh? Când se adună oamenii sau auziți pe cineva, pe Muhammed sallallahu alaihi wasallam, că citește Coranul, faceți gălăgie. Haide, ca să nu audă. Nu așa ziceau? Îi spune Coranul. Walgau fi. Haide, faceți gălăgie. Cum începea un companion sau profetul sallallahu alaihi wasallam să citească Coranul cu voce? Ceilalți ziceau: bă, gălăgie. Ca să nu audă lumea, pentru că dacă auzea, dacă ascultau ceilalți, intra Coranul în inima lor. Majoritatea companionilor cum s-au fost musulmani? Cum au acceptat Islamul? Când au ascultat versete din Coran? Omar radiallahu anhu spuneau: măgarul Omar se face musulman, dar Omar n-are șanse. Ascultat versete din Coran, Taha, când s-a dus la sora lui să o bată, să o pedepsească că a acceptat Islamul, ascultat versete din Coran. S-a dus, a ieșit din casă cu sabia în brâu să-l ucidă pe profet și s-a dus, a făcut musulman. Nu s-a dus: stai, mă duc acasă, cercetez să văd ce zice, să mă mai gândesc, să mai vorbesc și cu sora și cu fratele și cu mama și cu tata. Cum s-a făcut musulman? Toți companionii la rând. Cum se făceau musulman? Direct, instant, rugăciune, post, nouă ne ia 5 ani de zile să ne facem musulman. Ne mai gândim 5 ani ce fel de musulman suntem. După 20 de ani mai citim o dată Coranul și mai facem rugăciunea și postul și îndatoririle când ne simțim la pensie, că atunci mergem și la pelerinaj și am șters toate păcatele și după aia când ajungem la pensie, zice: nu pot să fac rugăciunea, mă dor genunchi, mi-e greu, nu pot să mă duc la pelerinaj că am probleme cu inima, am diabet, am nu mai știu ce. Și uite așa, dacă nu ți-ai petrecut timpul pomenindu-L pe Allah, și Allah subhanahu wa ta'ala nu-ți mai dă voie la bătrânețe să-L pomenești. Dacă în tinerețe tu l-ai omis pe Allah subhanahu wa ta'ala, l-ai lăsat deoparte, fiind convins că El este creatorul tău, că Coranul este cartea lui Allah, dar l-ai omis. Nu ți-ai dat interesul, pentru că lumea e mai atrăgătoare, mai plăcută. Ai zis: lasă-mă să trăiesc tinereța, fericirea, ca toți oamenii. Și atunci la bătrânețe ajungi, vrei, îți dorești, dar nu poți. Allah să ne ferească. De aceea profetul sallallahu alaihi wasallam a spus că una dintre categoriile pe care
Allah subhanahu wa ta'ala îi va umbri în ziua de apoi cu umbra sa. Când nu este nicio umbră, este un tânăr care a crescut în moscheile lui Allah. Care inima lui este agățată, cum spune în hadith, de moscheile lui Allah subhanahu wa ta'ala. Dacă un om care și-a petrecut tinerețea în moscheile lui Allah. Că bătrânețea cu toți o să ne petrece în moschei. Stați liniștiți. Toată lumea când vede că are un picior în groapă, biserică, moschee, sinagogă, vine la Allah. Important e să vii la Allah atunci când ești în putere. Alhamdulillah, Allah ne-a dăruit această binecuvântare să-L cunoaștem pe Allah, să-I trăim mesajul lui Allah atunci când suntem tineri. Îi mulțumim lui Allah pentru această binecuvântare și nu este meritul nostru, dar trebuie să păstrăm această binecuvântare așa cum ne-a dăruit-o Allah. Inshallah să fim dintre cei care păstrăm această binecuvântare. Iar pentru a reuși acest lucru, nu putem decât să îmbrățișăm Coranul. Citind, trăind Coranul, vom reuși să ne trăim și o viață liniștită, să-i mulțumim și lui Allah subhanahu wa ta'ala, să părăsim și această lume ca fiind supuși lui Allah, inshallah.